Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare în această dimineață 34 de mandate de percheziție domiciliară în Municipiul București și județele Ilfov, Telorman, Giurgiu, Constanța, Călăraș, Buzău și Iași. Oamenii legii au pus în aplicare mai multe mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. În urma perchezițiilor, o persoană din Giurgiu a fost condusă la audieri. Polițiștii Capitalei au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară în București, Ilfov, Telorman, Giurgiu, Constanța, Călăraș, Buzău și Iași și au pus în aplicare mai multe mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. În județul Giurgiu a fost efectuată o percheziție domiciliară și a fost condusă la audieri o persoană bănuită că ar fi făcut parte din circuitul evazionist. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2013, reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip fantomă pe lanțurile de tranzacționare a materialelor de construcții achiziționate intracomunitar. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1 milion de lei, iar suma totală rezultată din circuit de spălare a banilor se ridică la circa 2 milioane de lei.